Bună, Elena sunt și astăzi vin către voi cu un nou proiect de coroniță de Crăciun. Deci sper să vă placă să lucrați alături de mine. Dacă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți. Deci, să trecem la treabă și să construim această minunată coroniță de Crăciun. Fiindcă se apropie sărbătorile de iarnă, trebuie să prindem atmosfera de sărbătoare. Trecem la treabă. Așa, deci pentru coronița noastră de Crăciun voi folosi așa un cerc. Da? Așa, un cerc nu chiar mare. Așa, și voi folosi nuanța albă. Deci așa, nuanța albă. Așa. Am un ghem mai mare. Acesta mare. Așa. Deci, mai întâi de toate, vom face un lănțișor cât să cuprindă acest cerc, da? Așa, deci, și vom începe să facem, depinde cât de mare este cercul, deci dacă la voi este mai mic, deci faceți după mărimea cercului, da? Măsurăm. Facem 1, 2, să văd cât mi se primi la mine, da? 3, 4, 5... 6, deci până cuprindem tot cercul. Așa, deci uite așa trebuie să fie, da? Să vă arăt. Uite așa. Nici strâns, nici lărguț. Destul de bine, da? Uite așa. Așa. Deci la mine mi s-a primit 36 de ochiuri de lanț. Acum vă arăt cum vom face uzorul. Așa, acum din al doilea ochi facem un ochi rezervă și din al doilea ochi începem și facem piciorușe scurte. Așa. 1 2 Deci facem piciorușe scurte. Până ajungem la capătul acestui rând, da? Și așa vom continua până aici în capăt cu piciorușe scurte. Așa, am finisat rândul. Mai verificăm o dată, da? Să vedem dacă, da, vedeți? Se încorporează. Deci, uite așa. Așa. Acum vom continua să croșetăm mai departe. Așa, da, uitasem să vă spun și croșeta numărul 5 folosesc, de 25. Așa. Și acum vom începe următorul rând. Da? Întoarcem rândul. Și vom croșeta, vom lua firul din spate. Da? Să se vede. Deci facem întâi un ochi de lanț partea aceasta și întoarcem partea aceasta la altă lucrul și vom face prin firul din spate piciorușe scurte. Deci nu prin amândouă și nu prin numai prin acesta din spate. Facem piciorușe scurte până finisăm rândul. Da? Așa. Prin firul din spate. Că la noi aici să se primească așa ca o mărginuță. Sper că se vede. Uite așa. Deci așa vom continua până finisăm tot rândul. Așa. Am ajuns aproape la sfârșit. Mai am două piciorușe. Și al doilea, ultimul. Așa. Acum fac un ochi de lanț și mă întorc pe partea cealaltă și iarăși vom croșeta prin firul din spate. Da? Deci nimic nu se schimbă. Așa vom croșeta prin firul din spate
Deci sper că se vede, da? Așa. Deci așa vom croșeta, da? Până îl vom face de jur împrejur, da? Până facem așa o lungime până se încorporează tot cercul nostru. După ce facem această, ne întâlnim și vă arăt ce facem mai departe, da? Deci trebuie să facem lungimea cât cercul acesta. Da, și vrem să vă mai spun, dacă doriți, da, măsurați cercul și îl împărțiți, de exemplu, da, vreți să fie aici o bucată roșie, aici o bucată albă, aici o bucată verde, deci puteți să-l faceți colorat dacă doriți. Dacă nu, puteți să-l faceți numai alb sau numai verde sau, de exemplu, în ce nuanțe doriți voi, da? Așa că continuăm până vom obține lungimea care ne trebuie nouă. Deci am făcut lungimea care ne trebuie, da? Deci ca să o punem așa. Deci vedeți, un pic nu mi ajunge, dar el se întinde și va fi exact cât pentru acest cerc, da? Așa. Deci așa, să vă arăt un pic. Da? Acum vom lua așa, de aici și vom uni partea aceasta și cu această altă, da? Trebuie să le unim împreună. Așa. Să mă duc invers. Așa. Vom introduce aici. Deci vom scoate prin aceasta în parte, aceasta firul. Așa. Și deci vom introduce un fir pe partea aceasta altă și unul din partea aceea. Și vom face un piciuruș scurt, iarăși unul din partea aceasta, unul din partea cealaltă. Așa. Deci așa vom continua până finisăm tot acest detaliu, da? Deci nu este nimic greu de făcut. Se fixeze. Așa. Facem piciorușe scurte. Așa, un din partea aceasta altă și din partea aceasta altă, cealaltă. Uite așa. Deci așa vom coase până finisăm aici, la finish, da? Continuăm. Așa, eu am finisat, da, de cusut. Voi tăia firul. Așa. Și acest fir îl voi ascunde în lucru. Punem firul în lucru, încet, încet. Uite așa. Așa. Trag o dată în partea cealaltă. Așa. Și gata, l-am ascuns în lucru. Cum îl voi tăia. Uite așa. Îmi voi pregăti un ac cu ață tot de acest gen, da? Voi îmbrăca pe ac. Așa, am îmbrăcat firul pe ac. Acum luăm cercul și îmbrac
această chestioară, da? Așa. Iac. Aranjez. Bine. Așa. Da, vedeți? Practic, cusutura nici nu se cunoaște care am cusut noi. Așa. Și am coase de jur împrejur. Aici, da? Introducem firul printr-o parte. Și în partea cealaltă, da? Uite așa. Voi înolda aici. Așa. Și încet, încet voi coase de jur împrejur. Deci dintr-o parte eu și din cealaltă. Și așa voi coase până voi finisa totul de jur împrejur. Uite așa. Da? Revin când finisez. Uite așa. Deci nu este nimic complicat de făcut. Deci așa continuăm. Uite așa. Am finisat, da? Cercul. Acum ne rămâne doar să-l urnăm, da? Așa, pentru crăciuniță vom folosi așa trei crăciunițe, mini crăciunițe și clopoței, doi clopoței, da? Acum hai să vă arăt cum vom face mini crăciunița. Așa. Facem un cerc magic. Așa. Acum ridicăm patru ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Și vom scoate de aici trei fire, da? 1, 2, vom face cu punct tunisian. 3. Așa, acum încerc, mai facem 1. Și în total avem 5 ochiuri pe lanț, da? Pe croșetă. Așa, acum trecem prin 2, prin 2, prin 2. Așa, acum vom spori. Facem un ochi de lanț. Și acum vom avea 4 pe croșetă. 1, 2, vom scoate 4 fire. 2, 3 și 4 și încerc 5. Deci acum vom avea 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iarăși scoatem prin 2, 2, 2, 2. Așa, mai sporim o dată. Și acum vom scoate 5 fire. 1, 2, 3, 4, 5. Uite așa. Și în cercul magic. Și acum avem 7 fire pe croșetă. Prin 2, 2, 2, 2, 2. Acum vom scădea, da? Deci, nu din primul aici,
Da, din al doilea ochi facem o scădere. Facem un picioruș alunecat. Uite așa. Acum scoatem 4 fire. 1, 2, 3, 4. Așa. Și unul în cercul magic. Deci ne întoarcem înapoi. Acum avem 6. Da? Pe croșetă. Acum, iarăși mai scadem, nu în primul, dar în al doilea. Iarăși facem un picioruș alunecat. Așa, și acum vom scoate 3 fire. Deci acesta este ultimul rând. 2, 3, așa, și avem pe croșetă 5 ochiuri de la 5 fire. Da. Acum prin 2, 2, 2, 2, așa. Acum ne ducem cu piciorușe alunecate până ajungem în cercul magic. 2, 3, și în cercul magic facem un picioruș scurt. Uite așa, când vom strânge cercul magic, ea se va forma petala. Deci, uite așa, trebuie să facem încă 4 petale. Trebuie să avem 5 petale de tot, da? Iarăși ridicăm 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Iarăși vom scoate 3 fire, deci exact cum am făcut aici, așa mai facem încă 4 petale. Continuăm. Așa, am finisat toate. Acum ne ducem cu piciorușa alunecate până în cercul magic. Să încheiem floricica, da? Așa, ducem cu un piciorușa alunecat, cercul magic. Așa. Și vom tăia firul. Deci așa. Vom strânge cercul magic. Deci așa trebuie să se primească, da? Acum vom lua nuanța verde și pe la spate, da? Vom face cele petale verzi ca frunzele, da? Deci dacă voi doriți, puteți să faceți încă roșii și apoi verzi, da? Dar eu am vrut așa să fie mai micuțe. Deci fiecare după cum dorește, așa le face, da? Așa. Scoatem firul. Este cam un pic mai greu. Așa. Vom scoate firul. Mi-a ieșit. Așa. Acum ridicăm 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Așa, și ne ducem la următoarea petală la mijloc. Și facem un picioruș scurt. Așa. Așa. Iarăși facem 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și ne ducem la următoarea petală. Și scoatem iară la mijloc. Vom face iarăși un picioruș scurt.
Așa, iarăși, 1, 2, 3 și ne ducem la următoarea. Așa. Deci așa, treptat ne ducem la toate. 1, 2, 3. Așa. Următoarea. Iarăși, 1, 2, 3. Și aici, în ultima. Așa. Facem cu piciorul alunecat. Și ne avem 1, 2, 3, 4, 5. Pentru 5 petale, da? 5 arcuri. Acum ne ducem sub prima arcă cu un piciorul alunecat. Așa. Și în rândul trecut am ridicat 4 ochiuri de lanț, aici vom ridica 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Și vom scoate 4 fire. 1, 2, 3, 4. Și ne ducem în arcă și facem încă un picioruș. Așa, și de toate avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. Acum prin 2, prin 2, până finisăm rândul. Așa. Acum sporim, facem un ochi de lanț. Acum scoatem 5. 1, 2, 3, 4, 5 și în arcă 6. Și de tot avem 7 fire pe croșetă. Acum iarăși prin 2, prin 2 până vom finisa rândul. De așa. Iarăși sporim. Așa. Acum iarăși scoatem fire. 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și în arcă 7. Așa, 7 și cu acela de pe croșet avem 8 fire. Iarăși prin 2, prin 2, prin 2. Așa. Acum ne întoarcem înapoi să formăm petala. Așa, în primul, dar în al doilea, facem un picioruș alunecat. Așa, și vom scoate firele. 1, 2, 3, 4, 5 și în arcă 6. Și în total avem 7 fire pe croșetă. Mi-a scăpat firele. Așa, prin 2. 2, 3, 4, 5, 6. Acum iarăși mai facem o scădere, piciorul alunecat și vom scoate 4 fire. 1, 2, 3, 4 și în arcă 5, în total avem 6 pe croșetă. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, acum ne ducem cu piciorușe alunecate până finisăm. 2, 3, 4 și în arcă. 5.
Așa, acum ne ducem în următoarea arcă cu piciorul alunecat și exact cum am făcut aici, așa facem și la în următoarele, da? 1, 2, 3, 4, 5. Deci continuăm până vom finisa floricica, da? Deci uite așa trebuie să vezi primească, da? Deci atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu și eu voi veni cu alte noi tutoriale. Deci în video următor vom continua să facem clopoțelul și îl vom urna, da? Vom urna coronița noastră de Crăciun. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă zic o zi cât mai frumoasă, v-am pupăcit și pa, pa!